Candidații sădmăreni au ieșit la vot însoțiți de copii. Cei mici au introdus buletinele de vot în urne, sperând să le poarte noroc tăticilor și bunicilor. Candidatul UDMR la primăria municipiului Satu Mare a ajuns la secția de votare încă la primele ore ale dimineții. Cereșkeni Gabor a fost ajutat de fetița lui Fani, cea care a și introdus buletinul de vot în urnă. Am votat pentru proiecte viabile, am votat pentru viitorul acestui oraș, pentru viitorul copiilor noștri și am votat, bineînțeles, pentru schimbare. Actualul primar al orașului Satu Mare, Dorel Coica, a ajuns la vot cu familia și nepoțelul, pe care l-a și luat cu el în cabina de vot. Băiețelul a fost cel care a introdus buletinele de vot în urne, edilul afirmând că îi va purta noroc. Astăzi am votat pentru continuitate. Este normal să continui ce am început și doresc anul 2020 să arate orașul Satu Mare așa cum îl dorim noi cu toții sădmărenii. Nici președintele Consiliului Județean Satu Mare, Adrian Ștef, nu a venit singur la vot. Alături au fost cei doi copii, Astrid și Armand. Fiul lui Ștef a împărțit crinii tuturor doamnelor și domnișoarelor din secția de votare. Am votat pentru viitorul municipiului Satu Mare. Eu chiar cred că Satu Mare are nevoie de un primar pe picioarele lui, un primar care a demonstrat, are nevoie de un om care a făcut multe pentru sătmăreni deja. Eu chiar cred că nu e nevoie să fie un primar foarte român sau un primar foarte maghiar sau un primar foarte șvab, trebuie să fie cu adevărat primar.